Atunci când coloana a cincea de la Chișinău o să încerce să pună mâna pe instituțiile statului, atunci când toate pușlamalele lor de aici din Chișinău vor aplauda venirea armatei lui Putin, să nu fie, să nu aibă nimeni nici măcar cea mai mică îndoială cine sunt eu. De-aia v-am spus că emisiunea de astăzi este despre curaj. Că eu și astăzi sunt țintă, iar eventual, dacă ei, dacă armata lui Putin are succes, cucerește Odessa și așa mai departe, această țintă va fi și lovită. Ca să mă înțelegi despre ce vă vorbesc. Eu am știut că mă expun în felul ăsta și că devin țintă. Pentru că, la fel ca și eroii ucraineni, nu mă, nici aproape nu mă pun de ei astăzi. Pentru că mi-e rușine de locul în care stau și că țara mea e de handicapat. Dar ca și ei, eu nu văd rostul vieții mele mai departe într-o lume a lui Putin. Cum nu văd rostul să mă ocup de politică? Cum nu văd rostul să mă ocup de politică dacă Macron, Scholz, Iohannis și Iohannis, din păcate, dacă Macron, Scholz, olandezii, austriecii, ăsta, Orban acela și inclusiv și Iohannis, dacă toți ăștia găsesc o soluție negociată de pace, nu mai are rost să ne ocupăm de politică. Eu să mă ocup de aviație, îmi străiesc în altă lume, îmi străiesc în altă parte. Ați înțeles, da? Deci dacă ajunge Putin aici cu armata, eu am să lupt. Cu arma în mână. Iar dacă la guvern și parlament nu o să mai fie nimeni din ăștia și o să rămână numai fotonii lor, pe ce le-o să le apărăm? Pentru că asta am făcut în 92 și asta o să o fac și acum. Toată pacea asta din Chișinău e că aici îmi stă. Astăzi eu vorbesc așa pentru că în mod normal Iohannis și Cuciucă nu trebuiau să fie la Chișinău. Măcar unul dintre ei trebuia să fie împreună cu acei trei prim-ministri care s-au dus la Chie. Dar despre asta o să vă vorbesc un pic mai târziu. În 40, iertați-mă, ajung și la 40, în 39, la 1 septembrie 1939, când Hitler a atacat Polonia, două țări care garantau, care aveau acorduri cu Polonia, Marea Britanie și Franța, au declarat război Poloniei. Au declarat război, iertați-mă, lui Hitler. Pentru că avea un acord. Iar perioada aceea de o lună când Hitler a transformat Polonia într-o mare instrument de tocat carne din Polonia. Războiul se numea război straniu. Francezii se plimbau ca idioții, mărșăruiau pe cele mai mari străzi, pe cele mai importante străzi, aruncau pupici fetelor de la balcon și se plimbau pe în Franța, nu atacau. Iar războiul se numea straniu. Toată Europa stătea ca idioții, stăteau și se uitau la modul în care Hitler toacă Polonia și nu interveneau nicăieri. Nu interveneau, pur și simplu nu interveneau. Adică au declarat război și toată lumea râdea, ca proști râdeau, încă nu știau ce îi așteaptă. Eu spun lucrul ăsta pentru că situația de acum e la fel. Cine își duce viața obișnuit aici, cine își duce viața astăzi obișnuit, aici în Republica Moldova, e handicapat. Cel care îi cheamă pe toți la pace la ora actuală, e tot handicapat. Și nu are voie să leagă, să fie ales.
asta o spun în condiții de război. Un om normal, acum, când vede ce se întâmplă în Ucraina, nu poate spune, nu poate chema lumea la pace, pur și simplu. Pentru că asta e, asta e tot ce aici poate fi mai mizerabil într-un om. Pacea în Ucraina, pacea în Ucraina acum poate veni doar odată cu bucuria victoriei. Doar odată cu bucuria victoriei asupra dușmanului care le-a intrat în casă. Care le omoară copiii, care le omoară viața lor. Vă spun încă o dată, ca să fie clar, ca să vă dezabonați de la canalul ăsta, toți handicapații care n-ați înțeles ce v-am vorbit 10 ani. Pacea în Ucraina poate veni doar odată cu bucuria victoriei asupra dușmanului. Dacă războiul ăsta din Ucraina se oprește cumva, am să vă spun imediat, prin niște negocieri de pace pe care reușește să le facă Macron cu Scholz, iar cercă pe care ei încă îl numesc domnul Putin, nu este condamnat, nu este prins, nu este omorât, nu mai are rost, nu mai are rost nimic aici. Nu mai are rost absolut nimic. Așa ceva nu trebuia să se întâmple. Și eu, acum, sincer vă spun, eu care mi-am făcut din viața asta o cauză, eu am și eu sentimentul meu de rușine că probabil că n-am făcut tot ce mi-a stat în putere. Probabil că știind ce fel sunt moldovenii, trebuia să fiu mai agresiv, mai rău. Pentru că eu în 92, când veneam în Chișinău, de pe câmpul de luptă, eu am scris asta undeva, dacă n-ați citit, vă spun. Când veneam în Chișinău, am venit, cred că de două ori am venit în Chișinău. Odată am venit, nu știu de ce, dar odată am venit când l-am înmormântat pe fiul lui Pașcu. Și când am văzut privirile moldovenilor care se uitau la noi ca la dușmani, adică ca la nebuni, care împușcă, care vor război, care le-au stricat liniștea. Eu așa văd ochii ăștia acum. Așa văd reacțiile lor pe Facebook-urile lor. Liniște, liniște, facem pace, pace, liniște. Dați-ne pace. Eu n-am fost niciodată activ pe Facebook, dar acum când s-a început, când aveam timp, intram pe Facebook și trimiteam acolo unde o trimis ucrainenii corabilor rusești. Până m-au blocat ăștia pe Facebook și nu mă scuminte acum că ăștia nu înțeles, ăștia de la Facebook și ăștia nu înțeles că așa cum Sputnicul când comuniștii au zburat în cosmos, când comuniștii, da, când sovietici au zburat în cosmos, un cuvânt de-a lor rusesc a ajuns internațional. Toată lumea știe ce-i Sputnik. Acum când a căzut în iad, cuvântul care a devenit internațional e nahui. Facebook-ul asta nu a înțeles și a zis că politica lor e alta. Dacă înțelegeau, își schimbau denumirea, scriau cuvântul ăsta în loc de Facebook. Dacă înțelegeau ce s-a întâmplat acestei luni, că la ceea ce spune Putin, la ceea ce spune handicapatul ăsta, la ceea ce spune nenorocitul ăsta, el are în vedere că vrea să distrugă această lume. N-ați înțeles lucrul ăsta. Nu vă supărați. Eu vă rog foarte mult. Eu știu că mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris, mulți dintre dumneavoastră sunteți de aceeași părere. Eu vorbesc în eventualitatea că dumneavoastră o să distribuiți această emisiune și o să o vadă alții. Eu știu că am mulți prieteni, eu știu că am mulți oameni care mi-au scris și care m-au întrebat ce facem dacă ajung aici. Și le-am spus așteptați, eu am să vă spun ce facem când ajung ei aici. Nu aici, ce facem în momentul în care, Doamne ferește, pică Odessa.
Acum, ca să mă înțelegeți de ce eu și la ora actuală încă mai sunt la fel, că știți cum, există mulți oameni care cred că războiul cam, cam e pe sfârșite. Pentru că ce, pentru că vedem că armata lui Putin e de tot rahatul. Că, că armata aia de, de care s-au temut toată lumea s-a dovedit a fi nimic. Ruginită cu, cu ofițeri bieți, alcoolizați, cu, cu ostași nemotivați și așa mai departe. Asta însă mie nu-mi dă nicio speranță că el sfârșește războiul. Pentru că eu nu știu, eu nu văd cum poate ieși el din război. El și-a tăiat toate căile să iasă din război. Și nu știm unde îi duce mintea în momentul în care ajung. Ei pe ei nu interesează, ei nu au empatie, nu au o cât de mică, un cât de mic reflex necondiționat de umanitate, nu-l au. Pentru că nu sunt oameni. Știți că eu mi-am bătut joc mult de ei, despre civilizația baiarășnic, despre căcâna noastră, dar n-am făcut suficient. Recunosc acum că n-am făcut suficient pentru a îndepărta această urgie. În noaptea aia când a fost atacul, m-am culcat, cred că aproape de orele 3 de noapte. Știam deja, deci vorbeam cu prietenii, discutam, știam deja că va fi atacată Ucraina. Mă gândeam, însă, dar nu încăpeam capul meu că e posibil așa ceva. M-am trezit pe o oră sau două ore de la bubuiturile care s-au auzit de la Odessa. Și sigur că am fost în colaps. Am fost în colaps psihic, uman, de care vreți. Îi mulțumesc lui Gheorghe Gonța că m-a invitat la emisiunea lui. Și am putut să transmit mesajul acela. Pentru că am avut oameni care mi-au scris și au zis că simt la fel. Și vor fi la datorie în momentul în care ajung ei, în momentul în care ei cuceresc Odessa. Acum, încă o dată, pentru handicapați care vor pace. Pacea nu poate fi acum obținută cu orice preț. Pacea poate veni numai cu bucuria victoriei. Că au mai încercat acum o săptămână să-l pune pe... Haideți să vă spun lucrul ăsta. Că din tot ceea ce vedeți știți, posibil că n-ați înțeles lucrul ăsta. Macron l-a sunat de mai multe ori pe Putin. El e uman, el e umanul umanilor acum și gata, el câștigă alegerile în Franța, el se îmbracă ca Zelenski să facă transfer de imagine către el. L-a sunat de mai multe ori pe Putin. Să înțeleagă cu acela să facă coridoare umanitare. Deci trebuie să te înțelegi cu Putin să faci coridoare umanitare, când cu Putin trebuie să-i spui, băi, nu mai împușca, nu mai trage și oamenii ăștia nu o să moară. Iar chestia asta cu coridoarele umanitare l-a pus pe Zelenski într-o situație extrem de complicată. Din cauza asta în Ucraina, din cauza coridoarelor umanitare a lui Macron, a cretinului ăsta, din discuția lui cu Putin, mai mor acum ucraineni. Și civili, și militari, și așa mai departe. Iar la Mariupol, din cauza coridoarelor umanitare a lui Macron, a umanității lui din înțelegerile cu domnul Putin, o să moară foarte mulți civili și, din păcate, ar putea, Doamne ferește, să cadă cu moarte de erou, să lupte până la ultimul glonte tot batalionul Azov. Cel mai combativ batalion pe care l-au ucraineni. Și mă tem că în momentul în care este decimat batalionul Azov la Mariupol,
Mă tem pur și simplu că va cădea spiritul de luptă a ucrainenilor. Eu știu că nu o să fie așa. Dar vă spun ca să înțelegeți ce se întâmplă. Iar Zelenski n-a mai putut să opună acestor coridoare umanitare a lui Macron. Pentru că și așa cretinii ăștia vorbesc. Ascultați-l ce spune Iohannis ăsta, care e franțuzit deja. Românii au descoperit că în primul război mondial le-au fost aliați francezii. Și luptau cu nemții. Dar de ce? De dacă nemții nu mai sunt trende. După război, o să-i întrebăm pe nemți. Unde vă-i frau? Unde vă-i mucigăita aia care a adus lumea la marginea prăpastii cu Hitlerul ei de Putin? Înțelegeți? Acum și ajungem și la Iohannis. Ei au cerut lui Zelenski. Războiul ăsta va fi, când o să descurcăm pe urmă, poate o să înțelegem ce s-a întâmplat. De ce Iohannis condamnă atât de tare agresiunea rusească? Și de ce compătimește atât de mult poporul ucrainean? Și nu scoate un cuvânt ca și Maia Sandu de liderul lumii libere, Zelenski. De ce Zelenski astăzi vorbește în fața parlamentelor Marii Britanii, Poloniei? Nu mai vorbesc de Congresul American, nu vorbește a doua oară. Și nu-i vine niciunul de la București în minte să le vorbească și lor, vecinul lor, Zelenski. Și dacă înțelegi pe asta, pe Maia Sandu, că toată presa ei germanizată, plătită din bani germani, o tăcut ca morții în păpușoi înainte de război. Nu mai are ce spune acum. Ia, dar Iohannis de ce n-are ce spune? De ce Iohannis se duce azi, ori descoperit el francofonia astăzi, și se duce să deschide, înainte de a veni la Chișinău, un centru de francofonie la Politehnică? Știți de ce? De atâta că nemții nu mai sunt, el acum trebuie să înveți franceza, trebuie să-și amintească franceza. România reușește, ca și în al doilea război mondial, repede să-și schimbi curul în altă parte. Prin Iohannis. La francezi, acum francezii sunt aliații României. Dar și Vasilică Mureșan, care era Siegfried până nu de mult, acum cred că devine Bazil Mureșan. Iar dacă ajung cumva rușii la Prut, o să iei Prostovația. Vasilic o să fie. Vă asigur eu. Singurul moment unde echipa asta de oameni extraordinari, de eroi ai umanității, de pe lângă Zelenski, când au fost puși în cea mai dificilă situație, au fost atunci când liderii ăștia europeni au început a face coridoare umanitare. Eu pot spun lucrurile astea, ei nu-l pot spune. Pentru că dacă el spun, o să-i învrânească și Macronii de nazism. Pentru că pare uman gestul ăsta. Hai să facem coridoare umanitare. Dar să nu tragă Putin, nu coridoare umanitare. Închideți cerul deasupra Ucrainei, nu coridoare umanitare. Europeni, da? Acum, când refugiații ucraineni pleacă în Europa, porțile Europei sunt deschise, da? Pentru că ucrainenii știu să tragă apa la viceu și nu vi se pișe pe sub gardă. Cu sirienii era altfel. Cu sirienii era cu totul altfel. Nu știați, ați construit ziduri, garduri, să nu poată sirienii trece. Bine, suntem toți deschiși. Nu facem diferențe dintre popoare. Dar uite că ucrainenii, dacă sunt mai civilizați, și nu se pișe sub gard, îi primim în Europa, avem mână de lucru ieftină, îl eliberăm de acolo, se poate Putin să omoare naziștii și pe noi întoarcem înapoi. Înțelegeți ce vă spun? Deci coridoarele astea umanitare despre care nu pot vorbi ucrainenii, asta e mizeria europeană, de aia fac această emisiune.
pericolul este Mariupol acum. Pericolul este că după ce au evacuat o bună parte, că nici nu au evacuat-o toată, dar ei sumat. Putin acum ca și cum poate trage și distruge orașul acela că el a încercat, el e uman, el împreună cu Macron o scos pe coridoare umanitare lumea. Când au început în prima zi, țineți minte cum s-au oprit și ei învinuiau pe Zelenski și pe alții că ei nu vor să elibereze lumea din Mariupol. Pentru că până la asta s-au ajuns că el a început să-i încarce și să-i ducă în Rusia pe oamenii cei din Mariupol. Și aici i-au putut să o pune la coridoarele astea. Ca să înțelegeți, această politică de refugiați din Ucraina este cea mai mizerabilă acțiune germano-franceză și europeană care poate fi. Iar nu se poate opune nimeni din Ucraina, din conducerea Ucrainei, unui asemenea exod de oameni. Înțelegeți ce vă spun? Că ei, după ce oamenii în mod firesc pleacă din zona de război. Și asta se întâmplă pe fundalul, deci toți se ocupă de refugiați, toți sunt umani, toți adună și eu refugiat și eu în brață. Ok? Eu acum, ca să mă înțelegi, nu vorbesc, deci colegii mei au ajutat, eu am spus ca să nu interpreteze ei greșit ce vă spun eu acum. Deci noi am ajutat refugiații, trebuie ajutați, am ieșit împotriva handicapaților ăștia care au început să facă diversiuni împotriva refugiaților. Vă spun însă ca să înțelegeți tabloul general ce se întâmplă acolo. Pentru că liderii ăștia care au inventat toată chestia asta cu coridoarele umanitare, trebuie de fapt să închidă cerul deasupra Ucrainei și să-l oprească pe Putin să nu mai tragă. Că din asta, omoară și luptătorii bravi ucraineni, și oameni civili. Pentru că oricum nu pot, dar ei sunt umani, ei fac coridoare, ei retrag lumea ca Putin să aibă când deschis să poată lupta cu cei cu arma în mână. Sper că am fost laburit aici. Vă spuneam că în Mariupol poate muri cu moarte de erou toți bravii ăștia, ostași foarte bun, batalionul ăsta Azov. Ăștia nu se vor retrage, ăștia nu vor căuta coridoare pe care să se retragă. Ăștia vor muri, ei vor muri acolo, în cercuiță. Iar după Mariupol poate urma Nicolaev și după Nicolaev Odessa. Iar dacă iau Odessa, noi nu mai putem. Deci noi după asta trebuie să ne pregătim să luptăm. Iar România noastră, care n-a fost interesată să vorbească vecinul lor Zelenski, cu care s-au întâlnit la ziua independenței Republicii Moldova, la nunta lui Maia Sandu, să le vorbească parlamentului, vecinul lor, Zelenski, să le vorbească în Parlamentul României. Dar vă dați seama că asta nici... Eu spun acum o chestie fantasmagorică. Ceea ce a fost firesc pentru polonezi, ceea ce a fost firesc pentru Marea Britanie, pentru Congresul American, este de domeniu fantasticului pentru România. Ați văzut manifestări în Canada, în Marea Britanie, în Cehia, în Georgia? Ați văzut vreo manifestare de felul ăsta la București? A fost un concert dat de vedetele noastre românești. Un concert la care a rostit un discurs idiot, doar Tudor Chirilă, idiot de tot. Ați văzut steaguri ucrainești acolo? N-ați văzut. Ați văzut vreun strigăt așa din suflet a vreunui artist care să-și spună păsul lui legat de rezistența asta pentru omenire a lui Zelenski? N-aveți de unde să vedeți. Pentru că
în 40 n-ați avut de unde vedea, pentru că așa a fost întotdeauna. Pentru că în 40, când s-a retras armata română de aici, când politicienii de la București în acea vreme au considerat că trebuie să cedeze, că, domnule, dar cum să te opui? Dar păi armata rusă, dar cum să ne opunem noi? A existat doar un singur ofițer, un capitan. Rușii promisesc că o să permită armatei române să se retragă de pe teritoriul Basarabiei, dar au înaintat, au făcut niște pătrunderi printre coloanele armatei române și civililor care se retrăgeau și au ocupat poziții la Prut ca să-i umilească. Iar un capitan care mergea cu compania lui, când un ofițer rus s-o apropie de el, el i-a raportat, el îndeplinea ordinul, se retrăgea, i-a raportat cine, i-a spus că e batalionul lui și merg așa cum s-au înțeles, în 3 zile să părăsească teritoriul Basarabiei. El a loscuit 4 rus. Știți ce a făcut ofițerul acela? A scos pistolul și s-a împușcat în fața batalionului. S-a împușcat în fața ostașilor. Asta a fost singurul caz de demnitate. S-a împușcat pentru că el nu putea să încalce ordinul, era militar, el nu avea voie să tragă în rus, dar nici nu putea să suporte această umilință. Acum n-am avut nici măcar un politician român să ridice la înălțimea asta. Metaforic vorbind. Nu au fost mitinguri de sprijinire a ucrainenilor. Nu refugiaților. Refugiaților, asta e altă treabă. Refugiații, asta e altă treabă. Românii au plăcinte, românii sunt oameni de ospitalieri, așa fac moldoveni aici, eu vorbesc altceva, dacă mă înțelegi. Nu refugiați, cu refugiații mai revenim, v-am spus cum e treaba și mai revenim. E chestia de asta, de Macron, de Scholz, deși Scholz ăsta, vă spun, nemții au avut un puseu de ăsta, de politic, așa, de condamnare și mai, și repede s-au liniștit. O să ajungem acum și poate. Pentru că în 40, dumneavoastră știți în 40, din 28 iunie 40, până în 22 iunie 41, știți câți militari români, în special grăniceri, au murit? Împușcați de pe malul ăsta. Împușcați de pe malul ăsta. Rușii când se îmbătau sau când pur și simplu din plictiseală vâneau câte un român pe malul ăla. Mai mult de 100 de oameni. Câteva zeci, nu știu numărul și cred că nici ei nu știu. Exact. Știți ce făcea guvernul României atunci când împușcau rușii peste Prut ostași români? Înaintau câte o notă de protest ambasadei Rusiei. Și nu pentru că armata germană, care staționa deja în România, nu le permitea să răspundă cu foc, ci pentru că noi românii suntem rezonabili. Care unire o mai așteptați voi, basarabenii sau românii din România, care unire o mai așteptați voi cu o clasă politică de tot căcatul? Cu Iohannis, care trebuie să uite limba germană și să învețe limba franceză acum. Că e trend de să fii francez acum, să fii francofon. Pentru că vedeți dumneavoastră, după ce s-a făcut de tot cacatul Germania, Franța acum, sunt cei care sunt ai noștri. Eu eram consilier prezidențial și avem un omolog la guvernul României. Unul la prezidenție și altul la guvern. Și îi spuneam, o să mă iertați, o să vă spun așa cum sună, acum vă spun. Și îi spun atunci, el îmi povestea despre ce mizerabil este Băsescu, că el era consilier la guvern încă până a venit Băsescu. Ei luptau cu Băsescu atunci și el îmi povestea ce mizerabil este Băsescu și cum el nu o să câștige alegerile și cum nu o să fie președinte și cum ei sunt tari, iar când o câștigat Băsescu, vrând să mai rămână în structurile de stat, imediat s-o îndrăgostit de Băsescu. Și îmi spune într-o zi, după ce Băsescu a anunțat despre parteneriatul strategic cu
partener strategic cu America, îmi spune într-o zi, zice, bă, Sergiulică, zice, să știi că e genial Băsescu ăsta. Zice, dar de ce, da? Păi zice, bă, el a luat o decizie corectă. Bă, decât să sugem la 10 licurici mici, mai bine sugem la ăla mare. Zic, băi, dar voi n-ați putea să nu sugeți nicăieri? N-ați putea să faceți asta? Cum o faceți acum cu francezii? Voi n-ați putea acum să nu sugeți nicăieri? Și să vă comportați demn, așa cum se comportă polonezii, balticii, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. Mare rușine. Mare rușine la scară națională, nu în Basarabia. V-am spus de ce a fost francofonul ăsta astăzi la Centrul Francofoniei. Pentru că și-au amintit că Franța e mare investitor în România. Din păcate așa a fost întotdeauna. Acum revenim la război și la ceea ce a fost astăzi în Congresul American. Noastră țineți minte că eu când v-am vorbit despre America, am vorbit nuanțat despre America. Eu am vorbit despre America spunând că încrederea mea este în democrația americană, în modul în care s-a construit acest stat de model occidental. Și când am spus că am încredere în american, m-am referit la republicani. În glumă spuneam Yankee. Toată speranța iarăși este la ei. La America, și când spun America, mă refer la republicani. Pentru că Biden, acum nu o să mă apuc să spun ce ar fi fost dacă era Trump, vă spun atât. Biden astăzi a fost eu n-am văzut o provocare mai frumoasă decât asta care a făcut-o Zelenski astăzi în privința lui Biden. Zelenski a spus lui Biden astăzi, vorbind în Congresul American, câți ani are. Și a spus că la 45 de ani a lui, el nu-și mai vede rostul să trăiască dacă lumea asta se va răsturna. Dar credeți-mă că dacă rușii pun mâna pe Ucraina, dacă ei își realizează planul, în două moduri pot să realizeze planul. Nici nu știu dacă în două moduri. Da, în două moduri își pot realiza planul. Și ambele convin. Dacă își realizează planurile, rușii, spune Zelenski, zice, eu nu mai văd rost să trăiesc. Și eu știu că, Doamne ferește, nu vor eu să văd tabloul ăsta. Eu știu că omul ăsta o să-și termine viața dacă ajung rușii la Kiev, o să-și termine viața împușcând de pe geamul președinției lui. Sigur de asta. Sigur de asta. Și trăiesc coșmarul ăsta toate astea 3 săptămâni de război. De când se roagă oamenii ăștia să închidă cerul deasupra Ucrainei? Vă zic, eu repet, nu știu de câte ori, poate mă înțelegeți foarte exact. Era cel mai simplu să nu faci atâta umanitate cu refugiații ăstea, ci să-l oprești pe Putin să nu mai tragă. Și ucrainii spun, de ce vă temeți? Noi deja am trecut pe întocat carne a treia parte din armata rusă. Le-a distrus toată divizia aceea Pskov. De paraștiști, o terminat-o. Revin imediat, nu se uită, s-a obosit și trec de la subiect la subiect. Le-a distrus toată divizia și Pskov a făcut-o praf. Divizie de elită. Asta, desantul ăsta marin și pe ăsta la Harkov l-a tocat cât a putut. Berbeci și ea lui Kadyrov behă în jurul Kievului acum deja urlă de necat. Nu a avut treabă nici cu ăștia. Și le spune, noi am distrus armata asta. Ori armata asta deja era decimată. Era decimată de corupția lui Putin. Pentru că generalii cei care acum vine de băutură și dau ordine criminale. Ei și-au aranjat toate rudele, din tot cei ce au mers spre către armată. Ucrainenii nu mai distrug ceea ce rămâne, ce a rămas din armata asta.
Dar ca să mă înțelegeți că nu-i contradicție între ceea ce vă spun eu acum, că armata asta ar putea fi foarte ușor de, de distrus. Nu e atât de ușor. Pentru că Putin are încă aviație, rachete. Ori după ce el a amenințat lumea asta cu arma nucleară, aici nu mai trebuia să fie reținere. Iar reținerea ianchilor, reținerea americanilor, e din cauza handicapaților ăștia de aici din Europa, care fac coridoare umanitare, care l-au sunat nu știu de câte ori pe Putin din umanitate să facă coridoare umanitare. Știți ce a fost prim-ministrul Israelului la Putin? Și primul o alergat ca un țap în toată Europa. Cred că, Doamne, eu am avut noroc în viața asta să-l cunosc pe Ariel Sharon, să-l văd în viață încă pe Ariel Sharon. Ariel Sharon a fost generalul acela, el a fost un prim-ministru Israelului și a fost generalul acela care a dus un război de 6 zile, când armata israeliană, deci l-am cunoscut pe Shimon Peres, chiar dacă era un alt fel de om decât Sharon. Eu cred că suscide câteva ori Golda Meir în mormânt de la modul în care se comportă prim-ministrul ăsta, Bennett ăsta, israelian. Știți ce? Știți de ce s-a dus el să vorbească cu Putin? Cum am ajuns noi aici? Cum a ajuns lumea asta? Cred că mai murea încă o dată Ariel Sharon. El s-a dus să-i propună lui Putin așa o fișcă, i-a venit lui, o idee genială, i-a venit să facă o împăcare dintre ucraineni și ruși la Ierusalim, la biserica ecumenică. Vă dați seama, un evreu crescut pe Tormuz și pe Tora vrea să-i împace pe doi creștini la biserica ecumenică din Ierusalim. Criminalul acela de Kiril să vină cu ateul, antichristul de Putin să înțeleagă. Și asta era doar o fantasmagorie din capul lui. Astăzi, Zelenski l-a provocat pe Biden să facă și mai mult. Și așa au făcut foarte mult americanii. Dar acțiunile americanilor au fost zădărnicite de europeni. De europeni au fost zădărnicite. Au fost și ei. Eu când am văzut-o pe Harris asta la București, că stă, iar cei de la București, domnule, acum când o să declare, când o să spună România aici e cea mai tare, are sisteme de interceptare, de oprire, de nu știu ce. În fine, și asta o trece. Deci acțiunile americanilor au fost zădărnicite cel puțin de 2 ori. Pentru că avioanele MiG-29, care sunt bune în condițiile de război ucrainene, deci rușii nici n-au folosit avioanele multirol, cei ce numesc ei strategică aviația, astea Suhoi 35, nici nu le-au au folosit. Unul l-au doborât, a doilea l-au ridicat în stratosferă și cu acela nu au făcut mai lucru, n-au sisteme exact, bombardau aiurea și tot așa. Folosesc Suhoi 34. Și cu astea nu pot bombarda de foarte sus. Coboară la 6-7 mii de metri și acolo le poți ajunge și cu Stinger. Dar asta e puțin. Cu Suhoi 34 migurile ar fi putut lupta în cerul Ucrainei. Polonezii s-au înțeles cu armata americană, cu ofițerii, cu cei care sunt în teren, cu cei care iau decizii militare, s-au înțeles să dea migurile. Deja trebuiau să ajungă la Noștaien, de acolo era coridorul din Turcia peste Marea Neagră, cum să ajungă, și și-a pus veto Biden. De ce? De dacă au făcut presiuni, democrație asupra lui, de dacă au ajuns în conflict cu europenii care, Doamne ferește, nu facem, și-o cedat Biden atunci. Și s-a terminat cu avioanele.
După asta a fost a doua inițiativă, când ucrainenilor, bun, aerodromul este distrus, puteau să le dea sistemele astea care sunt un fel de echivalent a Patreon-ului. Deci Patriot și eu Patriot, rachetele astea, S-300 elaborate încă în perioada sovietică, pot intercepta avioanele de la distanță, le pot distruge încă până să vină deasupra Ucrainei, adică ar putea chiar ei să-și închidă cerul cu S-300. Și ele sunt în Slovenia, sunt Turcia, au chiar noi, le-a luat Erdoğan de mult, le puteau strânge și să le dea ucrainenilor. Și asta a fost zădărnicit. Îi fac coridoare umanitare. În loc să-l oprească pe Putin. Eliberează Ucraina de cetățenii ucraineni. Și Zelenski nu se poate opune la chestia asta. Pentru că și așa Putin îi spune că e nazist. Iar când vorbește Iohannis, el vorbește despre compasiunea lui pentru poporul ucrainean. Când vorbește Sandu, la fel, niciun cuvânt de partenerul lor, Zelenski, pe care l-au avut alături. Înțelegeți? Pentru că nu se știe, dacă se termină toată chestia asta în Ucraina cu vreo pace dintre ucraineni și ruși, atunci poate găsesc și ei că, domnule, am ajuns în situația asta că se devină și ucrainenii. Și Zelenski asta cred că e divină. El poate e un pic nazist, dar Putin poate e un pic și el mai uman, nu chiar așa de criminal și tot așa. Eu n-am nicio problemă cu rușii din Republica Moldova. Eu cred că zilele astea, eu n-am nicio problemă cu limbile vorbite, n-am nicio problemă în sensul ăsta și dumneavoastră știți. Eu am o problemă cu cei din mintea căruia nu o să putem să-l scobim pe Putin. Nu o să-l putem extrage de acolo, din capitele lor. Moldovenii, în Italia, în alte părți europene, moldovenii de acolo încă stau cu Putin în cap, privesc numai televiziunile ruse. Și eu, acum vă spun, după război, când o să termine războiul ăsta, nu știm cum o să termine. Nu vreau să vă bag în frici, dar războiul ăsta nu se poate termina fără moartea lui Putin, înțelegi sau nu? Da, admitem prin absurd că ei îi frâng cumva pe ucraineni și opresc războiul ăsta printr-o înțelegere de asta handicapată după modelul moldovenesc. Asta e a doua variantă. Prima variantă v-am spus-o deja, că ucrainenii înving în războiul ăsta. Poate, sincoerent, cred că. Haideți să revenim la Biden și Zelenski. Zelenski l-a provocat pe Biden. I-a spus astăzi, da, mă iertați. I-a spus astăzi clar lui Biden, eu am 45 de ani, eu nu are rost să mai trăiesc dacă țara mea este distrusă și lumea asta este distrusă de Putin. Dar să nu aveți nicio îndoială, de asta vă spuneam, să nu aveți nicio îndoială că în momentul în care ajung la Put, clasa politică de dincolo, românii noștri, țara noastră, uită că după că după Atahan de Hoh, nu știu câți ani de zile, și Maia Sandu și așa mai departe, acum le s-a trezit imediat dragostea pentru francofonie și imediat își amintesc de limba rusă, vă asigur eu, dacă ajung ăștia, pentru că Putin nu se mai oprește aici. Și faptul că armata lui de tot rahatul, tot nu contează, pentru că nemții în cel de-al doilea război mondial muriau înnădușiți de cadavre. Sau înnebuniți de la câți ruși împușcau. Adică faptul că armata lui de rahat, asta încă nu ne spune nimic, că Putin n-ar putea să ajungă la Prut. Iar dacă ajunge la Prut, el își îndeplinește planul pe care l-a expus, că el nu vrea ca România să facă parte din NATO. Cred că revin, nu știu, a câta oară.
Zelenski astăzi i-a spus tot ce a avut de spus lui Biden. Și cel mai important lucru care l-a spus, el a spus că poate la vârsta lui, la vârsta lui onorabilă. Zelenski are 45. Acela are de două ori mai mult. Și de Zelenski i-a spus că el n-are rost să mai trăiască dacă Putin răstoarnă această lume. Dacă Biden are rost să mai trăiască după asta, e treaba lui. Dar el i-a dat o șansă lui Biden și i-a spus, acționați. Acționați acum și devine nu liderul Americii, dar devine liderul întregii lumi. Și lumea asta o să trăiască. Și lumea asta o să trăiască. Și o să se dezvolte. Și copiii noștri, nepoții noștri o să trăiască într-o lume nouă, alta decât toate împărțirile astea, decât toate naționalismele astea, decât toți handicapații ăștia. Pentru că trebuie să revedem această lume după acest război. Trebuie să ne uităm la dânsa altfel și să înțelegem că sancțiunile astea au fost impuse foarte târziu pentru ruși. Că sancțiunile astea într-o lume normală îi se impuneau Rusiei după ce handicapatul lor era ales a treia oară. Cu un om rămâne sănătos la cap atunci când are atâta putere, maxim 8, hai zicem 10 ani. Că sancțiunile astea trebuie să le impui tuturor într-o lume atât de strâmtă deja. Cum am ajuns noi să-i permitem lui handicapatul ăsta să pună în pericol lumea asta? Că dacă te uiți la agitatorii lui, este una acolo, Scabeeva, eu îi spun Sucabeeva. Dacă te uiți la dânsa mea, e mai strașnic decât războiul atomic. Sau Soloviov acela, sau alții. Unde sunt toți handicapații cei alor de la Pugaciova până la toți au fugit? Cum am putut să admitem că handicapații ăștia au pus stăpânire pe mințile moldovenilor ăștia și altora? Eu mie nu mi-o iert chestia asta. Eu mie nu mi-o iert, nu altora. Eu vă spun lucrul ăsta acum când nu știu cum ar să termine războiul ăsta. Eu nu știu sincer cum se poate termina războiul ăsta. Dar vă mai spun câteva cuvinte și după asta trec să vă răspund la întrebări, că și așa am vorbit prea mult. Noi nu știu ce o să facem noi după asta. O să trebuiască să ne învățăm să trăim într-o lume nouă. Să înțelegem că iată, mie acum mi se pare atât de puierile, atât de neînsemnate multe inițiative politice care veneau și de la noi. Deși eu nu cred că noi am greșit foarte mult. Programul nostru, a doua Republică, a fost un program extraordinar. Și Republica Unirii, numai că nu ai cu cine face unirea. Dumneavoastră n-ați văzut ce fac handicapații ăștia de unioniști aici? Eu nu mă pot asocia cu ei deloc. Adică eu mâine după război o să-mi fie rușine să mai zic că sunt unionist. Când toți handicapații ăștia care trăiesc într-o lume a lor închipuită, care au început a împărți cu Putin Ucraina înainte de război, acum văd că și-au băgat coada între picioare și nu mai zic asta. Dar a alergat Dorin Chirtoacă acela să arăte cât trage din Transnistria, ori nu era adevărat. O alergat ăștia care sunt cu aurul ăsta la București să facă meeting-uri împotriva lui Iohannes când era început războiul deja. Îi dau până acum cu suveraniști, cu nu știu ce. Voi nu vedeți că Zăludul cealaltă de Beleschi, un băiat tânăr, voi nu vedeți că e agent rus? A, că el spune împotriva Rusiei, asta e altceva, dar numai faptul cum el provoacă, cum a luat-o, deci nu vedeți că e din aceeași operă. Sau ăștia, sau toți ăștia care au plecat de la Iuri Roșca și tot ca dânsul, luptă împotriva globalismului până acum, soroșiștilor. Tot mă întrebați de dron, Doamne ferește! Ce-au spus oamenii ăștia, dronaista, alții, în perioada asta de când s-a început războiul? Ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Că ăsta e om public și parcă era elaborat și vă lăudam și eu când era vorba de justiție. S-a început războiul ăsta criminal și el vă vorbește despre soroșii și despre,
despre faptul că Maia Sandu încheie judecăți, nu, niște prostii. Cu cine? Cu ăștia? Unire? Nu luați ceea ce vă spun acum ca un program sau ca o linie de... Eu nu știu ce am să fac după război. Și nu știu dacă mă interesează politica în general. Eu știu că dacă ajung ei aici am să lupt. Ați văzut biserica asta ce a făcut? Cum e posibil așa ceva? Și nu vorbesc de biserica lui Vladimir, vorbesc de biserica lui Daniel, mai înainte steoptist. Că până steoptist acela care era comunist, a fost un patriarh mai adecvat. Mai adecvat. Ați văzut slujbe în bisericile românești de condamnare a războiului? Bă, sigur că toți ăștia l-așteaptă Putin. Pe antichristul ăsta de Putin. Nu mai vorbesc de bisericile de aici. Haideți să încerc să vă răspund. Nu știu dacă am să vă pot răspunde la toate întrebările. Distribuiți, vă rog, această emisiune. Bunii și dragii mei patroni, vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat. Vă mulțumesc că sunteți încă aici. Eu nu știu ce o să fie după acest război. Dar indiferent cum am să mă comport eu după război, vă asigur că nu o să vă pare rău deloc de investiția asta pe care ați făcut-o și o mai faceți. Haideți trebuie să vă răspund la întrebare. După părerea noastră, este până la urmă China aliată Rusiei, dacă ea ar avea tupeul să ajute regimul de la Kremlin să-i dea forțe noi în agresiunea rusească. Eu am să vă răspund așa, eu nu știu cât o să dureze emisiunea asta, cred că o să mai dureze, văd că mai am forță să mai vorbesc, am să vă răspund la întrebări. Am să vă spun în felul următor, China a fost o mare civilizație în trecut. Eu sunt un om care cred în genele, în ADN-ul comunităților, etniilor și așa mai departe. China, eu nu, dacă vă uitați în trecut, nu vedeți China agresivă, declanșatoare de războaie și așa mai departe. China au o psihologie națională un pic diferită. Deci China o să-și urmeze interesul lor. Marea problemă a Chinei este că ea este comunistă în continuare, dar ei nu o să facă interesul rușilor, ei o să joace. Pentru că eu n-am timp acum să vă povestesc, după război, poate fac emisiunea și miercurea viitoare și vă povestesc mai mult. Astăzi am avut așa, eu nu vreau să mă arăt, dar sunt și foarte obosit, credeți-mă. Eu o să știu după războiul ăsta că eu am fost acolo unde trebuie să fiu. Și am făcut exact aceea ce am putut și m-am pregătit de cel mai rău ca să visez și să rămân optimist că va fi mai bine. Eu nu văd pericol din partea Chinei. În același context vreau să vă spun că Putin a crezut, el acum e în șoc de la ceea ce a crezut el că o să se întâmple și ceea ce i s-a întâmplat. El a crezut că China o să-i fie aliat, el chiar a crezut în asta. El nu înțelege multe lucruri. El a sperat că Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, o să fie cu el. Nu s-a așteptat că poate să existe vreo înțelegere dintre Iran și Statele Unite. Ea încă nu există, dar eu tare sper că o să fie. O să vă vorbesc despre altă civilizație, perșei, care sunt iranieni acum. Eu cred că în privința lor s-a făcut odată o greșeală, dar eu cred că acum se vor schimba foarte multe lucruri. Eu sper că se vor revedea relațiile cu China, se va revedea relația cu Iranul și se vor schimba foarte mult în Orientul Mijlociu. O să scăpăm odată de organizația asta de cafegii și de cei care toacă bugete naționale de la Organizația Națională Unită, care nu mai are niciun rost organizația asta. Nu mai au rost alte organizații. Că ăștia asta așteptau în a doua variantă, că îi împacă pe ucrainieni, îi așează la masa tratativilor și se pornesc mașini de la OSCE, delegații,
de ăștia diplomați. L-ați văzut ce răspuns handicapatul ăsta de Popescu? E opinia politică a Consiliului Europei. N-am timp să mă ocup de și nici nu vreau. E opinia, dar nu poți să-i spui handicapat în momentul în care el e handicapat. E opinia Consiliului Europei când a spus că Transnistria e teritoriu ocupat. Nu o să fie înțelegere. În momentul în care Putin a arătat că ceea ce a distrus Putin e minunat. Putin a distrus mitul unei armate invincibile rusești. Ar avea curaj acest caz, în acest caz NATO să acționeze mai prompt. Este, după părerea noastră, ajutorul UE și NATO îndeajuns sau totuși există loc și de frică în fața lui Hitler II? Eu v-am spus deja lucrul ăsta. Există o diferență în percepția acestui război între europeni și Statele Unite ale Americii. Eu foarte mult sper că lucrurile astea, că Statele Unite ale Americii își vor juca rolul pe care trebuie să-l joace acum. Chiar dacă macronii ăștia încearcă să găsească soluții negociate cu domnul criminal Putin. Nu vă închipuiți cât de... Am trăit până la disperare, am trăit momentele celea când ăștia vorbeau cu Putin la telefon. Sper că nu-l mai sună, sper că nu mai vorbesc după ce Congresul American l-a declarat politic deocamdată, deci am înțeles că și la Haga, ucrainenii sunt bravo în sensul ăsta, are o echipă extraordinară, Zelenski, de oameni elaborați, eu sunt încântat de ei, îi ador. Așa trebuie să fie elita națională. Și lângă noi, acum, crește o mare națiune. Eu sper, acum să vă spun optimismul meu, eu vă spun că o să vă răspund mai mult la... Deci, eu sper, sincer vă spun, visez la asta. Eu am multe momente și de disperare, și de atacuri de panică, și de multe altele. Dar visez că ăsta e... E ultimul război. Ultimul război dintre Rusia Chieveană și hoarda tătaro-mongolă a lui Putin. Când spun Rusia Chieveană, am în vedere Ucraina. Eu sper că e ultimul război pentru civilizație între Rusia Chieveană și hoarda asta tătaro-mongolă. Că mă refer nu numai la Putin, la toată civilizația aceea lor de baiarșnic. Care sunt gata să omoare civilizația umană pentru bețiile lor, pentru... Ați auzit ce am spus? Rusia Chieveană și hoarda, întotdeauna v-am spus despre lucrul ăsta. Sper că ăsta e ultimul război, unul biruitor, în care lumea asta va supraviețui. Și de aia v-am vorbit atât de necăjit despre iohanismul ăsta din România, despre francofonia asta, despre francofilia asta. Pentru că după ce Ucraina o să învingă acest război, eu nu-ți mai strâng slavă Ucrainei. Nu să am ce spune după asta. Nu-ți mai spun slavă Ucrainei pentru că ea va fi slăvită deja prin tot ce aici a făcut. Prin gloria ei, prin multe altele. Ăștia îmi spuneau, mă învățau limba română. Spuneți glorie Ucraini, slavă Ucrainii, slavă eroilor ei. Noi va trebui să concurăm cu națiunea asta. Dar cine noi să concurăm cu ei? Pentru că o să trăim într-o lume liberă după asta. Și în lumea asta trebuie nu numai vom prieteni, vom fi prietenii lor, poate vom reuși să ne construim și noi o elită națională după modelul lor, la nivel de țară românească. Dar trebuie să poți concura cu asemenea națiune mare, cum sunt ucrainenii. În visurile mele, așa făceam în tranșee. În tranșee, viața era atât de mizerabilă, era atât de greu să rezist acolo, încât visam la civilizație frumoasă după război. Așa fac și acum. Și visez și eu frumos că
intrăm într-o concurență cu ucrainenii și avem și noi o elită națională care concurează frumos cu națiunea asta mare, care sunt ucraineni. Că dacă nu facem asta, o să rămânem handicapați și mici lângă Ucraina. Și dacă ei din întâmplare ne vor strivi pe undeva, pe la frontiere sau altfel, nici n-ai să ai ce faci. Pentru că ei acum își nasc o elită din glorie militară, din rezistență. Vă impuiți ce o să fie acolo când o să îi învingă pe ruși, pe tătarul mongol, pe Putin. Noi ce facem atunci? Eu mă gândesc cu groază. Ce facem noi atunci? Așa, micuți cum suntem noi. De ce Iurie Roșca are așa poziție tâmpită? De ce e tâmpită? Toți au aceeași poziție ca și dânsul. Cum credeți că unioniștii care s-au desprezut de Iurie Roșca gândesc altfel? Gândesc altfel, ei s-au supărat pe dânsul. Dar tot așa, când îi vezi cât de bisericoși acum și cât de tare vor să rupă din Ucraina și cât de antisoroșiști și antiglobaliști, cât de antivirusiști și antivacciniști, sunt tot de acolo, sunt tot din aceeași opere, dar Roșca nu poate să nu fie așa, că el visează să fie guvernatorul Basarabiei. El poate visa să fie și guvernatorul României, că e foarte posibil dacă câștigă rușii. Și să lupte împreună cu Putin împotriva globaliștilor și astora care luptă împotriva ortodoxiei. El vrea să facă împreună cu Putin al treilea Bizanț, o altă civilizație. De ce să nu fie el așa? Nu cumva credeți că suntem el de procurorii moldoveni? Am observat ultima vreme mulți troli care comentează pe pagina dumneavoastră de Facebook așa, asta așa a fost mereu sau a activat coloana a cincea civilizație de căcână. Da, sigur că da, numai că eu acum sunt mai atent cu dânsii, mai vedeți și dumneavoastră ce faceți cu dânsii, eu sunt mai atent, eu pur și simplu îi blochez pentru că să nu îmi blocheze pagina Facebook, pagina de Facebook, eu n-am știut politicile lor, eu n-am fost foarte activ pe rețele de socializare până la acest război, am devenit acum mai activ când nu cădeam de somn și când mă abăteam un pic de la obligațiile care mi le luasem, mă uitam și îi mai înjuram pe ăștia, îi trimitem după corabile rusești și m-au blocat la un moment dat. De ce în aceste clipe de tragedie, unde majoritatea locuitorilor Ucrainei luptă pentru Chișinău, se plimbă o parte din bomondul lor cu mașini de lux? Cum au nimerit reșind din mobilizare totală? Mulți dintre cei care au plecat din Ucraina, nu toți, dar mulți din cei care evidenți de vârstă de recruți, sunt handicapații lor, adică sunt cei care îl așteaptă pe Putin și ei au plecat nu pentru că nu vor să lupte în general, ci pentru că nu vor să lupte alături de ucraineni împotriva lui Putin. Ce credeți că acolo nu sunt handicapați de ăștia care îl așteaptă pe Putin? Deci cei care au venit, mulți dintre ei care au venit aici, fie că sunt pur și simplu niște lași, fie că îi vedeți așa și nu s-au întors să lupte pentru Ucraina, pentru că nici nu știi câștigă Putin și atunci se întoarcă să-i belească pe ucraineni. Așa că uitați-vă nuanțat la lucrurile astea. Cum vor deruga lucrurile dacă, Doamne ferește, rușii fac coridor terestru în Transnistria? Luptăm? Disperat. Luptăm disperat pentru că altă ieșire nu-i. Domnule Mocan, ce părere aveți despre faptul că la nivel european, Transnistria a fost recunoscută ca teritoriu de ocupație rusească? Deci a fost o propunere bună și în Europa. Eu vorbesc despre liderii europeni și în Europa există voci. Trebuie să știți că în Europa eu am văzut lucruri frumoase și foarte, deci polonezii, deci sunt atâția care deci de-aia Zelenski la un moment dat s-a adresat direct nemților, ungurilor, austriecilor, francezilor, le s-a adresat direct pentru că aici stăteau liderii politici de acolo. Și
chestia asta noi o spunem de mult. Dar cine nu știa că Transnistria este teritoriul ocupat? Maia Sandu nu știe. Dar asta e altceva. Popescu ei nu știe că acela e teritoriul ocupat. Dar acela e teritoriul ocupat încă din 92. A fost o declarație a Parlamentului pe care o... Nu știu ce s-a întâmplat. Eu am căutat-o acum, dar a fost o declarație a Parlamentului până la semnarea de către Snegur cu el, în ceea ce a semnat și cu Smirnov. A fost o declarație prin care a fost recunoscută că noi suntem în război cu Rusia. Dacă noi am fost în război cu Rusia, normal că cine a ocupat teritoriul cealaltă? Rusia, nu extraterestri. Sau... Domnule Ocanu, este o versiune că Putin singur a organizat trecutul din nord-ost, din Rusia, doar ca să-și ridice ratingul în 2002, cum credeți poate fi adevărat? Eu sunt sigur că e adevărat. Omul ăsta era ucigaș de altul decât Raskolnikov a lui Dostoevski, pentru că personajul lui Dostoevski, Raskolnikov, din crimă și pedeapsă. Esența romanului acela este că un om atunci când săvârșește o crimă, crima asta pentru el devine pedeapsă. Dar pentru asta omul trebuie să nu fie handicapat, să nu fie maniac. Putin nu e Raskolnikov nici măcar, el nu e personajul lui Dostoevski, el e alt animal. Pentru dânsul crima pe care o face nu e pedeapsă. De atât el trebuie pedepsit, pentru că el în Raskolnikov acela, asta e esența romanului, el s-a pedepsit prin crima care a făcut-o. Și a simțit pedepsa aia, adică el a murit în momentul în care a murit, asta nu moare. Părerea noastră privitor la interviul prostului Mișin cu Gordon, rușine, mare rușine. Mare rușine. Eu m-am uitat. Eu, ca să înțelegeți, de când s-a început războiul ăsta, ei au dispărut, toți. Toate televiziunile lor care au tăcut din gură și n-au scos un cuvânt, toți au dispărut. Maia Sandu, toată guverna, toți au dispărut. Peste o bucată de vreme, după ce a trecut dronul aceea, toată România, ăștia ai noștri care spuneau, domnule, dar suntem tare, avem de interceptat, domnule, avem, eu, deci când a trecut dronul aceea rusească peste România, Ungaria și-a căzut în Croația, eu am zis că și aici, nici la dânși nu m-am mai uitat. Am încetat să mă mai uit și acolo, pentru că era dezastru. Te mai uitai la Digi24 și mai de dar mai departe era dezastru. Ce vorbeau, ce comentau, era, o să revin în alte emisiuni. Adică, și eu m-am oprit, n-am mai privit nici acolo. Mă uitam la CNN, mă uitam la ucraineni. E rușine mare, e rușine, dar nu numai pentru Mișin ăsta. Adică iată când vine un Gordon sau cineva, apoi vezi cât e de mici și cât e de handicapată presa asta. Toate, eu nu m-am mai uitat la dânsi, am uitat de dânsi și nici nu vreau să-mi amintesc, nu știu ce o să fie după război. Domnule Mucanu, am plecat din Moldova sătul de propagandă rusă și am venit în România și văd alte cozi admiratoare a lui Putin. Cum vreți să ne unim cu admiratorii Rusiei pe ambele maluri ale Prutului? V-am răspuns mai sus. Domnule Ocanu, a cui este Bucovina? Bucovina românească este a României, iar Bucovina care este pe teritoriul Ucrainei este a Ucrainei. Vreți să împărțiți teritorii acum? Vreți să împărțiți teritorii? Domnule Ocanu, îl simpatizează pe Trump. Care sunt meritele sale și de ce republicanii în loc de democrați încă și de ce republicanii în loc de democrați? Încă o întrebare, de ce aveți părere rea despre Bandera? Pentru că eu am părere rea despre naziști. Pentru că eu am părere rea despre naționaliștii care sunt naționaliști în sensul că socot mai șmecher decât alte etnii. Pentru că pentru mine a fi român înseamnă a mă identifica cu cultura românească, nu cu sângele românesc.
Pentru că pentru mine naționalismul nu-i sânge, e atașament față de o cultură. Trump mai revene. În discursurile de Ziua Unirii în Ucraina, Ziua Unității în Ucraina, românii și moldovenii au fost omiși intenționat. Nu este asta un afront? Diplomație. Nu este un afront, pentru că așa își spun ei. Unii își spun moldoveni, dar alții își spun români. Și el ce să facă, Zelenski, când vorbește într-un discurs public? Să-i numească și români și moldoveni pe care să-i pun în cap? Că el trebuie să-i cheme la război, să lupte pentru țara lor. Dar ei își spun, handicapat cealaltă de Fotescu din sud, să lupte pentru moldoveni, iar cei de acolo, din Bucovina, frumoși, așa cum sunt ei, sunt români. Și el ce să le spună? Pe care se îndrepte împotriva lor, lui? Și-a tăcut omul, a trecut peste asta. Ce să facă? Că nu el e dispărțit între moldoveni și români. Ei s-au dispărțit. Domnule Mocanu, aveți ceva personal? Ceva care vă leagă atât de mult de Ucraina? Sunt cu Ucraina atâta cât suferă oamenii simpli. Dar când, da, sigur, oamenii simpli suferă. De când e vorba de politică și geopolitică, îmi permit să am îndoieri. În ce aveți dumneavoastră îndoieri? Oamenii simpli suferă, dar oamenii suferă din ce? Din cauza lui Zelenski? Toți cei care vreți pace în Ucraina și care suferiți de pe urma faptului că suferă oamenii simpli. Încercați să faceți ceva să vă opriți pe handicapatul ăsta. Sună, ieșiți, spuneți, așa cum fac eu. Eu m-am transformat în prima zi în țintă, în ținta lor, în ținta țârdilor ăștia, dodonilor ăștia și așa mai departe. A tuturor bovinilor ăstea, berbecilor ăștia care umblă în grupuri prin Chișinău și așteaptă rușii să aibă succes pe undeva. Și atunci ne arată ei nouă. Eu n-am să le arăt nimic după război, după ce câștigă Ucraina. N-am să le arăt nimic. Nici măcar n-am să mă uit râzând în ochii lor. S-ar termina războiul ăsta. Pentru că eu am instincte umane, dar ei nu le au. Cei care sunt cu Putin în cap. Așa că lăsați, vă rog, chestia asta de dragoste și milă pentru omul simplu. Și eu nu pot dormi nopțile din cauza copiilor morți în Ucraina. Dar pentru asta toată lumea trebuie să spună oprește handicapatelor, Putin, nu opriți războiul. Războiul se poate termina doar cu pace în casa ucrainenilor, dar pacea nu a deranjat-o ei, ci Putin. Înțelegeți? Roșca n-ar fi avut loc pe pământul ăsta de momentul în care i-a chemat să prelungească Putin războiul. Într-o țară normală. Ia că asta, nu vă supărați pe mine. El nu mai poate dormi din cauza oamenilor simple. Dar ce vă spune dumneavoastră handicapul ăsta de guvernare românească și moldovenească cu oamenii ăștia simpli? Că sunteți umani? Că nu puteți dormi nopțile? Că voi sunteți atât de umani, atât de pașnici, oamenii sunt handicapați sunteți. Și nu înțelegeți că omul ăsta nu s-a născut numai pentru frigider. Omul prin asta se deosebește de animal. Că viața lui are rost pentru altceva. Iar handicapat este atunci când ții jenii de omul simplu și spui predați-vă ucraineni să vă belească Putin. Că asta spun și europeni și voi ăștia de aici. Că Zelenski, mai mare problemă, cred, este pentru europeni decât pentru Putin. Că Putin s-a trezit la un moment dat că el a fost indus în eroare. Doamne, și de bucurie mai aveau ăștia toți dacă se preda Zelenski. Să fi predat, să fi intrat Putin așa cum a crezut el și nu era război nicăieri, tot era ok. Trăim în continuare, frumos, dar mai trimitem echipe. Acum
cât de fericiți ar fi toți. Nu vă închipuiți toată birocrația asta europeană, cum și-ar face bagajele, cum s-ar urca în mașini, dar cumva să încearcă să facă o pace pe linia de demarcație a armatei ruse și a armatei ucrainene. Dar cumva îi pun la pace și toți voi ăștia care sunteți pentru pace, cum o să, toți handicapații ăștia, toți cretinii ăștia, cum o să fiți fericiți că, Doamne ferește, s-a oprit, și cum o să faceți meeting-uri de pace, s-a oprit și toată lumea e fericit și toți mergem să îi împăcăm și așa mai departe. Nu se poate termina războiul ăsta și ucrainenii nu vor accepta să cadă la pace cu Putin. Iar dacă o să cadă la pace, nu mai are rost să ne mai ocupăm de politică în lumea asta, pentru că Putin în câțiva ani de zile să-și revină. Dar dacă nu el, alți criminali ca dânsul. Asta e lupta cea de pe urmă. Nu numai a Rusiei chievene împotriva hoardelor tătaro-mongole, a civilizației de baiarășnic, ci a lumii astea, lumii lui Elon Musk, lumii, nu știu pe cine se mai numesc, sunt curcate ăștia, aș spune și alte nume. O lume nouă, o lume frumoasă. Nu vă supărați aici care m-ați întrebat. Poate și nu sunteți rău intenționat. Dar eu trebuie să vă spun așa, că e război. Nu vă dați duș de falsa asta umanitate. Pentru că coridoarele umanitare a lui Macron au produs mult mai multe crime decât armele lui Biden. Mă înțelegeți ce vă spun? Armele lui Biden salvează oameni, ucraineni. Iar mușii lui Macron, al lui Iohannes și alții cadenșii, nemți, cine mai sunt pe aici, mușii lor omoară în fiecare zi alți ucraineni. O pus o națiune pe fugă. Aș fi fost fericit astăzi să vorbesc că România noastră e conștientă, că România noastră e alături de polonezi, de baltici și condamnă nu agresiunea lui Putin împotriva poporului ucrainean, ci agresiunea, crima unui criminal de război, unui maniac, împotriva unui stat suveran, împotriva lui Zelenski, împotriva echipii lui. Că când spui așa cum spune Iohannes, îți lași loc, unde să te ascunzi în momentul în care îți ajunge Putin la prut. Și să spui că ei și ăștia cred că au fost de vină. Toți sunt de vină că s-a început războiul ăsta. Bună, mei prieteni, distribuiți, vă rog, această emisiune. Eu o să mai fac intervenții când o să pot. Dacă o să pot, o să fac cealaltă emisiune. Eu nu mai sunt acum în câmpul rezonabilității. M-a întrebat cineva despre Stoianoglu, nu știu ce m-a întrebat, că nu știu ce a fost acolo cu Stoianoglu, vă spun asta ca o glumă. Nu știu ce a fost cu Stoianoglu, că l-a eliberat, că nu l-a eliberat. Și eu l-am întrebat, dar cine-i Stoianoglu? Nu pot să-mi amintești. Sper că m-ați înțeles acum. Nu mai contează nimic. Eu aș vrea să revin la vremurile când luptam împotriva mafiei, adică erau vremuri frumoase atunci. Și așa, legere. Păi război, oameni buni. Și războiul ăsta se poate termina foarte urât. Foarte urât se poate termina. Nu numai pentru noi, dar pentru toată lumea. Iar cei ce v-am spus întotdeauna, o să spun și acum la sfârșit. Ca să înțelegeți și să nu mai aveți ședință de umanitate macronică sau Iohannes sau cine mai sunt din ăștia. Nu există altă ieșire.
decât să-i răspunzi nebunului după nebunia lui. De aia armele americane, presiunea republicanilor asupra democraților, dacă vreți să fiu mai explicit, de ce am fost enervat de plimbarea lui Harris prin Europa. S-a plimbat pițipoanca prin Europa. O venit să spună nu știu ce, cu Air Force 2. Dar de ce să nu pleci într-o deplasare? De ce să nu fie? Doar datorită presiunii republicanilor. Poate își revine și asta. Și își revin toți. Și înțeleg că trebuie să-i răspunzi nebunului numai după nebunia lui. Doar așa nu vom înnebuni, iar el nu va fi înțelept. Înțelegi ce vă spun? A doua parte deja nu-i din Biblie. Eu sunt nebun, țării este. Eu mi-am acceptat rolul meu de nebun. Că nebun am fost întotdeauna. Ca asta spun rezonabile. Umaniștii, cei care vor coridoare umanitare de la Zelenski. Că nu coridoare umanitare trebuie. Trebuie oprit nebunul. Trebuie pus scut antiaerian deasupra Ucrainei. Eu sper că miercurea viitoare voi fi tot aici și o să vă vorbesc. Poate mai fac alte filme și vă spun. Distribuiți această emisiune. Aveți grijă de dumneavoastră. De apropiație dumneavoastră. Iar cei care m-ați înțeles, o să luați o decizie atunci, dacă va veni vremea asta. Oricum, după războiul ăsta va fi totul altfel. Dar fiecare dintre dumneavoastră o să luați decizie. Eu decizia am luat. Eu alegerea mea am făcut. Categoric am făcut. Eu am luptat o viață. O seară bună!